Un tren care transporta combustibil lichid a deraiat în localitatea Țăndărei din județul Ialomița. Două dintre cele 40 de vagoane ale garniturii s-au răsturnat, iar traficul feroviar a fost blocat pentru câteva ore, pentru că a fost pericol mare. Toată încărcătura putea să ia foc. În acest timp, călătorii care au ajuns în zonă au fost urcați în mașini și mutați în alte trenuri pe rute alternative. Accidentul a avut loc puțin înainte de ora 7. Localnicii au crezut că a fost cutremur. Atât de tare a fost zgomotul produs de impact. Buvuituri așa, zici că s-a cutremurat casa, dar când am ieșit afară am văzut că e ce s-a întâmplat. Dacă e explodat, asta era. Pentru că pericolul era uriaș, toți cei care locuiesc în zona au fost evacuați. Și imediat 30 de pompieri cu 4 autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță SMURD au ajuns în zona. S-a asigurat zona, s-a scos de sub tensiune linia de contact, sunt luate îndeplinite toate măsurile de siguranță. Urmează acum celelalte operațiuni de ridicare. Greutatea a constat în faptul că trebuie transvasată cantitatea de combustibil din vagoane cisternă deraiate în alte vagoane cisternă. Am acționat cu apă, cu perdele de apă pentru răcire, plus am creat o pătură de spumă. Există un risc pentru că această substanță este inflamabilă. Cele două vagoane cisternă, pline cu peste 100 de tone de combustibil, au fost răcite, golite și ridicate de pe șine, cu o macară venită de la Constanța. CFR Călători a anunțat că toți pasagerii care aveau bilete sau abonamente la trenurile afectate vor fi despăgubiți pentru bucata de traseu pe care nu au mai efectuat-o. Până în acest moment, nu s-a stabilit de ce s-au răsturnat vagoanele.